La Centrul Cultural Geme Zanfirescu s-a desfășurat vineri seara un concert dedicat folcului, eveniment organizat de Primăria Municipiului Satu Mare, Consiliul Local Satu Mare și Centrul Cultural Geme Zanfirescu. Spectacolul a fost deschis de către Angelo Ghereben și care reprezintă aripa tânără a folcului sătmărean. Pe scenă a urcat Cezar Petrovici, care a încântat auditoriul cu piesele sale, atât compoziții proprii cât și cover-uri, după care spectacolul de folc a continuat cu recitalul Georgetei Govor, în cadrul căruia artista sătmărean a interpretat câteva compoziții proprii pe lirică exclusiv sătmăreană. Regalul de folk a continuat cu recitalul de o oră a formației Fala Band din Oradea. Apoi a urmat cel mai așteptat moment al serii, acesta fiind recitalul susținut de renumitul folchist sătmărean Octavian Bud, alături de partenera sa de scenă, Adina Hodișan. Și de această dată, Tavi Bud, cum îi spun prietenii, a oferit un adevărat show sătmărenilor. Spectacolul nu s-a încheiat fără tradiționalul la mulți ani, întrucât bateristul formației Fala Band a împlinit vineri seara frumoasa vârstă de 72 de ani.